Frumoasă ești! Mulțumesc! Spectaculoasă în tot! Mulțumim foarte mult! Despre ce ne-ai cântat, draga mea? V-am cântat despre o sărbătoare care se sărbătorește la 40 de zile după echinocțiul de primăvară. Și sărbătoarea se numește Ederlezi. Bun. Doamnelor și domnilor, să auzim ce spune juriul. Cornelia! Nu mai putem să spunem nimic, am rămas fără grai. Așa. S-a terminat. Maria, draga mea, a fost șucară. Foarte frumos, lăsând gluma la o parte. Chiar am avut o reală surpriză cu prezența ta, fiind însoțită de chitară, de instrumentul tău muzical și apoi orchestra, care este genială. Măi! Îmi pare rău acum că nu e publicul aici, vai, că aș provoca așa un trend de aplauze puternice. Din toată inima îi aplaudăm. Felicitări! Măi, deci s-a creat un moment că te-a lăsat pur și simplu așa, fără cuvinte, doar... Dar l-am trăit aici frumos, l-am simțit cu totul și te felicit, puiule! Mulțumesc din Doamne! Suflet. Mulțumim! Mircea Dinescu, vă rog! Trebuie să-i fac cunoștință Mariei cu fiul meu, care la 35 de ani s-a înscris la filologie și face limba germană și limba romanii, limba țigănească. El e muzician și compune și cred că mi-ar place să cânti cu formația lui. Pentru ar fi că interesant. Tu ai ceva în tine, rude... Nu? Deloc, dar... Da, dar e foarte bună și ce că în general cei care nu sunt țigani și cântă când de ce ținești plusează ca să arate că sunt, știi? Ori la ea aici a mers o finețe care se poartă mai rar în chestia asta, știi? Bravo! Și e și potrivit cumva cu ce Da, foarte. Fiind de tot, bravo! Niculina, te rog! Foarte frumos! Îmi place felul în care te-ai împletit
Deci fiecare detaliu l-a gândit, l-a judecat, prezența cu instrumentul, faptul că au făcut mixul ăsta între a cânta ea singurică, solo, și după aceea cu orchestra, intervenția orchestrei, care a fost impecabilă. Mulțumim foarte mult! Mulțumim, Niculina, deci ți-a plăcut foarte momentul. Mult. Elize Stan, vă rog. Nota 10, felicitări și pentru Maria și pentru orchestră, da. N-am cuvinte, felicitări domnilor. Au fost în cadrul edițiilor din Vedeta Populară mai multe interpretări din etnia respectivă, dar eu consider că tu ai dat cea mai bună interpretare a unui cântec din această etnie. Bravo! Mulțumesc! Putere. Mulțumim! De transmitere foarte. Grigoreleșe, vă rog! Da. Maria, ai cântat muzică țigănească? Nu am cântat muzică țigănească. N-ai cântat muzică țigănească? Acum, zic, ai cântat muzică țigănească? Acum, da. Da. Deci, muzică țigănească. Toată lumea zice muzică țigănească. Denumirea este ambiguă. De exemplu, eu mi-am notat aici. Improvizații ample nu ai avut. N-ai avut. N-ai avut. Armonizări dense nu prea ai avut. N-ai avut. Așa. Acorduri diverse n-ai avut. Tonalitate mea, ritmuri punctate n-ai avut. Nu prea ai avut. Tempo foarte lent a fost. Toți când se duc în Europa, ce muzică țigănească. Păi muzică țigănească, dar este un stil. Eu ți-am spus câteva. Dar a avut farmec, Leșe. Da, stai numai un pic. Așa. Mai departe. Taci, măi. Știți ce numesc muzică țigănească? Ce-au văzut la Emil Loteanu, la Custurița, așa, și gata, toți au muzică țigănească. Bun, atunci ce a cântat, domnule Leșe? A cântat o muzică, nu știu cum să spun, de ascultare, dacă e cu chitară, ce se cântă în toată Spania. Dar să spunem, domnule, că-i țigănească, asta departe. Acest cântec este asimilat ca șlagăr ale filmului. La țigan. Din sigur, perspectiva asta... Pe și în Loteanu, dar nu tot ce e în filmul Emil Loteanu sau în Custurița e țigănește. N-a fost țigănește. Dar, pe de altă parte, trebuie să recunoaștem, și asta ține, cred că avem cu toții un dram de cultură muzicală, acest cântec este asimilat ca fiind unul dintre marile refrene ale etniei rome. Ea nu a greșit în alegerea ei din niciun punct de vedere. Dar este același lucru pe care noastră l-a jurizat. Ați fi dorit probabil altceva. Domnule, mi-a venit deja în concursul ăsta de trei ori țigănoși din ăștia. Da. Totdeauna am tăcut. De data asta, gata, după 4 ediții trebuie să pun punct. Gata. Atunci punem și noi punct aici. Jurizării acesteia. Mulțumim din suflet. Te vedem mai târziu. Succes, draga noastră. Bravo. Ce-ai generat aici, fii atentă. Bravo și felicitări. Mulțumim. Bună seara. Ia auzi. Nu te distruge nimic. Nu te... Nu. Sunt care sprală. Mai beșau? Mai încerc să zic el ca o... Ce bine îmi pare să vă revăd. Mă, ne bucurăm. Ce faci? Foarte bine, mulțumesc. A fost bine sau n-a fost bine? Că noi n-am înțeles nimic. 80% cred că a fost bine, 20% nu. Dar știi să ne cânti ceva la chitară? Orice? La chitară? Și cu voce, orice. Dar fii atentă, nu are importanță că e muzică populară, că e muzică... Măi, cu ochii ăștia! Acel copil frumos, hai cântă-ne ceva. Hai. Ce vrei tu? Din Ardeal, o piesă populară. Hai! Bădiță, când te aveam, la 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 la, numai cu ochii-mi vorbeai, la 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 la, cu ochii și inima, la 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 la. În timp ce tu vorbești, da? Întotdeauna mi-am dorit. Cine a văzut pisica albă, pisica neagră, underground. Știi, erau sârbea, știi? Remergeau prin oraș cu lăutarii după ei. Cântă! Și haide! Mulțumim!